Frații surori, chiar acum e nevoie de rugăciune stăruitoare ale bisericii pentru viața lui Aron Gontaru. E o luptă mare cu privire la el și vrem ca Domnul vieții să lucreze cu îndorarea lui. De aceea, oriunde v-ați afla, cereți ajutor Domnului în rugăciune pentru Aron. Vrem ca Dumnezeu să-și culeagă slava printr-o minune, iar credința noastră să fie întărită. Dragii noștri, venim astăzi înaintea voastră cu o rugăminte fierbinte, din inimă. Un băiețel drag noua trece printr-o încercare grea. E o luptă pentru sănătate care ne face să ne plecăm genunchii și să strigăm către Domnul. Vă chemăm să vă alăturați nouă în rugăciune pentru acest copil scump. Să-l rugăm pe Dumnezeu, Marele Medic, să întindă mâna sa vindecătoare, să aline durerea și să aducă restaurare deplină. Nimic nu este prea greu pentru Domnul nostru, iar promisiunile sale ne sprijin. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Iacov 5,16 Să ne unim cu credință, cerându-i Domnului putere pentru părinții acestui copil, pace în mijlocul furtunii și încredere în planurile sale desăvârșite. Oricât de mare ar fi încercarea, știm că Dumnezeul nostru este mai mare. Haideți să fim o familie în credință, în dragoste și în mijlocire. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Domnul să asculte rugăciunile noastre și să-și arate slava. Cu dragoste, Ciprian Bursan.